Yeah, povestea începe cu un băiat și o fată. E despre o dragoste curată. E despre un nebun și o fată minunată. Ce s-au văzut întâmplător cu inimă curată. Mai greu la început, emoții mii și mii. În ochii lor puteai citi sinceritate de copii. Vezi, totul s-a întâmplat la un bună în ecran. La hai să ne vedem că sigur o să fie fan. Și ce frumos se întâlnesc, se iau de mână. Puteai să auzi inima cât de tare sună. Primii fruturi în stomac și prima privire. De parcă se știau de mult ca într-o amintire. Doi oameni simpli cu visuri de viitor. Voiau să spargă prin dragoste rău din decor. Dacă ar fi să-i numesc, le-a zice un vis. Ei sunt tu, el și ea, cu dragoste de neînvins. Iube zilele care trec pentru noi. Sinceritatea, ce au găsit răbdarea, liniștea și libertatea. Că până să se știe nu se vedeau de ajuns. Acum parcă tot universul pentru ei s-a strâns. Și le oferă zâmbete și fericire. Zile parcă scăldate în sentimente de iubire. E atât de special încrederea când o găsești cu adevărat în omul pe care îl iubești. E atât de special să știi că ai cu cine. Să faci ce îți dorești când cineva crede în tine. Ei doi se completează și orice s-ar întâmpla. Respectul înseamnă tot în lumea asta atât de rea. Doi oameni simpli care au avut curaj să fie așa cum sunt după ce au trecut de falși. Că poate-i despre noi sau poate-i despre voi. Zic, pentru cei ce se iubesc, povestea asta e hit. Iubesc zilele care trec pentru noi. Trec pentru